Proiectul de lege privind acordarea unor competențe suplimentare Serviciului de Informație și Securitate, aflat în examinare la Parlament, conține mai multe amenințări la adresa libertăților fundamentale și drepturilor omului. O avertizare publică în acest sens a fost expediată legislativului de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Deputații sunt îndemnați să consulte suplimentar proiectul, iar prevederile care provoacă îngrijorări să fie modificate pentru a corespunde recomandărilor Comisiei de la Veneția. În opinia experților Centrului de Resurse Juridice din Moldova, reformarea Serviciului de Informații și Securitate nu trebuie să transforme instituția într-o supraputere. Aceștia au enumerat care sunt amenințările în adresa libertăților fundamentale și drepturilor omului. Oferirea competențelor către SIS de a face orice fără o cauză penală și un mecanism eficient de supraveghere. Limitarea rolului judecătorului de instrucție la unul formal, întrucât acesta nu va avea acces la materialele care justifică măsurile de filare, supravegherea domiciliului, interceptarea comunicărilor. Persoana în privința căreia s-au aplicat măsuri cu autorizarea conducerii SIS nu va fi măcar informată ulterior. Controlul vamal și ineficient al activității SIS. Experții au mai precizat că proiectul nu stabilește clar care este răspunderea conducerii SIS sau a ofițerului de investigații SIS ca urmare a unor acțiuni procesuale ilegale. Experții consideră că SIS trebuie să răspundă disciplinar, contravențional sau penal dacă acțiunile lor în timpul autorizării sau misiunilor speciale de investigații sunt ilegale. Totodată, Centrul de Resurse Juridice a atras atenția și asupra faptului că în proiectul de lege se operează cu sintagme ambigue. De exemplu, proiectul operează cu noțiunile de securitate națională și securitatea statului, fără a face o distincție între aceste două concepte. Articolul 1 din legea numărul 618 din 1995 prevede că securitatea statului este parte integrantă a securității naționale, securitatea națională fiind un termen mult mai larg care înglobează mai multe componente. În situațiile de criză care afectează securitatea națională, clasificarea acestor definiții devine crucial pentru a trasa liniile de activitate ale SIS. Ambiguă este și formularea la articolul 1 aliniatul 2, protejării procesului de decizie politico-statal. O asemenea sintagmă nu se regăsește nicăieri în cadrul legal național. Un alt aspect asupra căruia experții au atras atenția este faptul că, deși proiectul propune 4 mecanisme de control, Parlament, Procuratură, Control Intern al SIS și judecători de instrucție, în realitate nu se propun mecanisme care ar fi cu adevărat eficiente. Rolul oferit Parlamentului în acest sens, în mod clar, este insuficient. Datele statistice și alte date care ar putea vorbi despre problemele sistematice din SIS trebuie să fie publice. Comisia de la Veneția recomandă ca SIS-ul să fie obligat să furnizeze toate datele cu privire la numărul și tipurile de măsuri desfășurate pe parcursul anului precedent și ca subcomisia parlamentară să publice un raport cu aceste date statistice. De asemenea, cum menționam mai sus, rolul judecătorului la autorizarea măsurilor va fi unul pur formal, deoarece el nu va avea în față materialele care justifică măsura. Controlul intern asupra activității informative contrainformative se realizează de către directorul SIS, directorul adjunct special împuternicit, inclusiv prin intermediul subunităților interne de control și conducătorii subunităților specializate. De fapt, se creează un nonsens atunci când persoana care inițial autorizează acțiunea, ulterior va face și controlul acesteia. În concluzie, Centrul de Resurse Juridice menționează că proiectul este insuficient de fundamentat și suscită probleme iremediabile din perspectiva drepturilor omului. Instituția cere Parlamentului ca proiectul să fie supus încă o dată consultărilor la care să participe toate părțile interesate.